Salutare prieteni și bine ați revenit la un nou episod din seria Pescuit la Feeder în 5 minute. În acest episod vom discuta despre un accesoriu foarte util din punctul meu de vedere, care nu a trebuit să lipsească din trusa voastră de pescuit, indiferent de stilul practicat sau specia de pește vizată, și anume luptaia. În următoarele momente vom analiza care este utilitatea acestui accesoriu, care sunt avantajele folosirii acestui dispozitiv și care ar fi pașii de urmat pentru crearea unei bucle cu ajutorul unui luptaier. Haideți să-i dăm drum. Luptaierul pe care îl vom prezenta în acest episod este un dispozitiv de formare a buclelor de mici dimensiuni, fie că vorbim de bucle pentru firul de păr sau pentru riguri. Modele pe care personal le-am văzut până acum sunt fabricate din plastic, pot avea forme și lungimi ușor diferite. Când vorbesc de formă, mă refer strict la partea terminală a dispozitivului, care poate influența practic mărimea buclei pe care doriți să o realizați. În materie de lungime, modelul de față are aproximativ 14 cm și după cum se poate observa, capătul opus este conceput ca și degorjor, care ne ajută la scoaterea căligului din gura peștelui în siguranță, fără a-l răni. Lungimea dispozitivului este destul de importantă deoarece există posibilitatea ca peștele să înghită momeala și să fim nevoiți să introducem degojorul destul de adânc pentru a extrage căligul din gura peștelui. Revenind acum la funcția principală a acestui model de luptaier, dispozitivul, vă spuneam, ne ajută să formăm bucle pe firul de păr sau pe riguri cu un minim de efort într-un mod cât se poate de eficient. Menționăm că modele sunt foarte asemănătoare de la un producător la altul, pot avea sau nu funcție de degorjor sau pot fi achiziționate uneori în pachete de câte două bucăți de mărimi diferite, de exemplu. Principalele avantaje ale folosirii unui astfel de dispozitiv ar fi următoarele. Faptul că este un mod foarte comod, dar și rapid de crearea unei bucle. Ne este de un real ajutor atunci când folosim fire subțiri. Dacă avem degetele groase sau pur și simplu suntem neîndemânatici, putem apela cu încredere la acest dispozitiv ușor de folosit. Și nu în ultimul rând, este un accesoriu compact, de mici dimensiuni, foarte ușor, ce intră în orice trusă de pescuit. Ceea ce privesc pașii pentru crearea unei bucle, recunosc că am identificat mai multe variante în care acest dispozitiv poate fi utilizat, însă eu am să vă prezint varianta pe care o folosesc personal, care mi se pare cea mai simplu de învățat și de pus în practică. Voi prezenta în prima fază pas cu pas crearea buclei cu explicațiile de rigoare, iar în final crearea acesteia într-un mod cât mai cursiv. Pentru exemplificare voi folosi un fir textil pentru mai bună vizibilitate. Primul pas ar consta în faptul că va trebui să facem o buclă cu ajutorul degetului arătător, după cum se poate observa în imagine. În pasul 2 vom veni cu capătul dispozitivului prin spatele firului textil, după care vom răsuci. Eu obișnuiesc să răsucesc de două ori. În pasul 3 vom introduce cu ajutorul degetului arătător bucla în interior prin acest canal dispozitivului și vom strânge firul textil. În acest moment puteți chiar să umectați în zona nodului nou creat. Pasul 4 ar consta în faptul că vom trece firul de la bază peste capul dispozitivului, iar aici am să vă indic chiar două variante. Prima ar fi să vă ajutați de degetul arătător să faceți trecerea firului pentru a vă asigura că acesta nu va intra prin centrul dispozitivului. Sau, în varianta 2, întoarceți dispozitivul și faceți o mișcare cursivă care vă duce practic în aceeași situație. În final, strângeți, eliberați bucla din dispozitiv și tăiați surplusul de fir. Cam așa ar arăta rezultatul final. O metodă cât se poate de simplă, eficientă, elegantă. O să aveți nevoie de 3-4 încercări pentru a înțelege mecanismul, dar odată ce ați prins mișcările o să fiți mulțumiți de investiția făcută, mai ales când doriți să vă pregătiți de acasă riguri de aceeași dimensiune. Dragi prieteni, sperăm că v-a plăcut acest clip și ați reușit să deprindeți tehnica de formare a buclelor cu ajutorul dispozitivului luptaier. Vă rugăm să lăsați un coment, să ne spuneți dacă v-a plăcut sau dacă folosiți o altă tehnică pentru crearea rapidă a buclelor.
Așteptăm în continuare sugestii cu subiectele pe care doriți să le abordăm în episoadele următoare. Până data viitoare, echipa 2 pe bune vă urează fire întinse și capturi pe bune!